Bună ziua, dragii mei, dragile mele! Bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta care sunt gândurile și sentimentele acestei persoane care se gândește la voi în aceste momente și la care voi vă gândiți, dragii mei sau dragile mele. Haideți să vedem ce încearcă să vă transmită prin toate căile posibile această persoană în aceste momente, da? Iată că avem aici Marea Preoteasă pe de-o parte și Cartea Nebunul sau Visătorul în acest pachet, da? Marea Preoteasă mi-arată că într-adevăr aveți de-a face cu o persoană care este foarte echilibrată din punct de vedere emoțional în aceste momente. Această persoană știe cum să își găsească de fiecare dată pacea minții, pacea sufletului său, da? Indiferent cât ar vrea de mult să facă, să grăbească lucrurile dintr-un anumit punct de vedere sau să facă astfel încât lucrurile să se întâmple și în viața sa, da? Să se miște mai mult în direcția pe care o dorește. Da, această persoană își dă seama acum cu atât mai mult că este foarte important pentru el și este foarte important pentru voi amândoi să rămâneți conectați la această relație pe care voi căreia i-ați pus bazele în urmă cu ceva timp sau căreia îi puneți bazele acum, da? Să rămâneți conectați la divinitate în același timp, la zonele superioare ale existenței, pentru că nu e așa, voi vă dați seama cu atât mai mult că depindeți de aceste forțe superioare, da? Depindeți de tot ceea ce se întâmplă în prezent, în univers, da? Sunteți conectați cu acest tot și bineînțeles că voi conștientizați mai mult decât oricine că trebuie să vă armonizați cu acest tot în care existați, da? Așadar, da, vă orientați, iată, din ce în ce mai mult spre un nou început și gândurile acestei persoane ale voastre sunt spre un nou început alături de voi, dragii mei, dragile mele. Această persoană crede cu adevărat că un nou început poate fi posibil între voi doi și, iată, se simte cu atât mai protejat sau protejată în drumul său spre tine. Și următoarea carte, da, iată că este Doiul de Bâte, dragii mei, care îmi vorbește despre acest drum nou pe care această persoană este gata, este pregătită să îl facă alături de tine. Da, este un drum pentru care s-a pregătit foarte mult timp, un drum pe care l-a anticipat foarte multă vreme. Plănuiește în continuare această călătorie alături de tine, da, și este convins sau convinsă că veți progresa amândoi pe acest drum pe care vreți să-l faceți împreună, da? Fie că vorbim aici de faptul de a pleca amândoi spre o anumită destinație, fie că vorbim pur și simplu de călătoria care vă așteaptă ca cuplu asumat, da? Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici acest mesaj care îmi vorbește despre faptul de a fi acea persoană care poate sprijini o altă persoană, da? Să fiți de ajutor la locul potrivit pentru omul potrivit, da? În aceste momente, dragul meu, draga mea, poate că persoana lângă care tu îți dorești să fii are nevoie de sprijinul tău mai mult decât oricând, da? Fii deschis și ajută-o. Toate bune!